O menajeră din România a hotărât să se răzbune pe angajatorul ei italian, deoarece acesta a concediat-o. Nu a acceptat demiterea, mi-a dat în față cu spray cu piper, a susținut acesta. Bărbatul i-a intentat proces pentru violare de domiciliu, iar un judecător a constatat acuzația de amenințări agravate și a decis să o condamne pe femeie la patru luni de închisoare cu suspendare. Conform datelor din dosar, femeia lucra de câțiva ani în Italia, unde avea asigurat atât cazarea cât și masa. În urmă cu doi ani, între cele două persoane, a avut loc o altercație verbală foarte tensionată, care a dus la concidierea femeii. Aceasta a refuzat să părăsească locuința, iar după ce a făcut-o, s-a întors și l-a atacat pe fostul șef, cu un spray cu piper. Am fost forțat să dorm în birou, am concediat-o pentru că m-a amenințat cu un fel de crucifix ascuțit. Nu știu ce spunea, pentru că vorbea românește. I-am trimis o scrisoare recomandată pentru a o anunța de încetarea raportului de muncă, dar nu s-a dus dată să o ridice. Așa că i-am trimis o fotografie pe WhatsApp, la care ea mi-a răspuns într-un mod vag. Nu a mai vrut să plece. În martie 2021, când închideam ușa pentru a coborâ în garaj, ea era acolo cu un spray cu piper. Mi-a dat în față. A fost un sentiment teribil. S-a plâns italianul. Reclamată la poliție, femeia a ajuns în fața tribunalului, fiind acuzată de violare de domiciliu și amenințări agravate, relatează pungro.